Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare, bă, fraților, și bine v-am regăsit la un episod din seria de Minecraft, frații petardă, episodul numărul 2, și dacă vrei să mai continuăm cu această serie, apăsați butonul de acolo să strângem cât mai multe like și hai să vedem ce putem face. Ok, bă, fraților, după cum vedeți, sunt full diamond. Mulțumesc lui Valito pentru iteme, pentru diamond. Dar între timp mi-am găsit și eu niște diamante. Hai să vă arăt ce mai este nou pe aici, pentru că n-am mai pus clip de vreo 2 săptămâni. Cred că cu această serie, nu mai știu sigur, dar da. În fine, nu prea mai fost activ pe YouTube, dar fraților, simulare și chestii de astea. Deci, vedeți aici, avem 14 blocuri de diamond, un stack și 7 necraftat. Avem aici niște stone. Mi l-am lăsat să se facă aici frumos, ca să facem o moară de vânt cu o fermă, ceva de genul, pentru că nu știu, arată super fain și o să facem pe viitor și o de asta, o fermă automată. Dar momentan vreau să fac așa și, fraților, dacă vreți să mai continui cu această serie, apăsați un like acolo, pentru că am văzut că nu prea mai sunt activ, dar na, cât să fac acum. Hai să fac și niște stone brick rapid. Facem noi frumos aici, nivelăm și după asta ne apucăm de construit. Facem o moară, după asta facem o plantație de grâu. O să trebuiască să acopăr gaura asta cel mai probabil, pentru că na, puii mei nu prea stă bine deloc. Și da, iar am uitat să-mi iau un shader ceva, dar nu știu, nu prea am timp și na, nu prea știu un shader bun. Acum trebuie să acoperim toată gaura asta, măcar o parte din ea, și facem restul pe live. Și o să fie de formă, deci nu o să iau din ea sau o să iau gen până o mulțesc. Oricum am foarte multe seeduri, am seed la greu, am semințe la greu, trebuie să tai și copacii ăștia, e foarte mult de lucru. Chestia asta trebuia să fac pe live, dar n-am avut timp să fac live, n-am avut timp chiar deloc. Acel copac acolo va rămâne, așa, iar aici nu cred că mă deranjează cu mai nimic. O să fac ceva de genul ăsta, că văd că e deja aici niște dirt și n-are rost. Așa, nu mi-ajunge, dar nu contează. Deci, acum, tăiem copaci ăștia, deci tăiem măcar un copac, doi de aici, ca să nu ne încurce. Nu știu cum o să-i fac eu elicile alea, pentru că, na, nu prea le-am cu așa ceva. Chiar nu le-am cu așa ceva. Moara de vânt, hai să zicem că aș putea să o fac, dar elicia aia, nu știu, chiar n-am nicio idee. O să vreau să fac întâi cu Dark Oak. Nu vreau să fie ceva, nu știu, foarte sofisticat. Deci, hai să vedem cum o facem. 3, lăsăm de intrare aici. Lăsăm de una. Să fac cu geamuri, nu. O lăsăm de 2, lăsăm așa. 2, 3, 2 frumos, cum ar veni. 1, 2, aia nu trebuie acolo, dar nu contează. Măcar să începem așa ca idee și o să continuăm pe livestream dacă o să fie să fac live cu seria asta. Deci dacă vreți să livestream cu o serie, apăsați butonul acolo cu seria asta. Deci trebuie să rămână 2. 3, 4. Cel mai probabil așa. Și avem un pickaxe tot de la domnul Gvalito. Mulțumesc încă o dată pentru iteme. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. O să fac destul de mare, pentru că nu știu cum o să fac elicile alea și eu sunt mai noob și nu.
Roșanu. Acum, luăm și noi acest bloc, așa, iar acum suntem cum arată momentan. Bă, cred că o să o ridic mai mult. Deci cred că o să ridic mai mult, deci 10 aparent nu e destul de, mare și care stă tot de la Qualitoi. Deci o să mai ridicăm aparent, pentru că nu ne ajunge. Deci nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam deloc la așa ceva. Deci sunt 11 blocuri, fraților. 12, 13, 14, 15. Atâta o las. De 15. Și o să fac, și o să mai pun un strat de lemn. Deci, mamă, o să iasă super mare. Ca să am loc să pun elicile alea, pentru că na, n-am cum să fac altfel. Adică așa văd în mintea mea care e și ok. Așa, fraților, hai să vedem cum arată acum. Hai, repede. Deci cred că atât e destul. Bă, fraților, nu mai pot, mă lasă voce pentru că iar filmez destul de târziu, 11:30. Ca de obicei, eu am filmat mereu târziu. Nu înțeleg de ce, dar mereu am filmat așa târziu. Pentru că, na, I don't have a time. Așa, e să spargem rapid aici. Și să vedem cum ar putea veni geamurile respective ca să arate destul de fain. Sau, nu știu dacă să-i fac geamuri, că, na, pare prea ciudat. Hai că acum e destul de mare. O să-i fac un singur geam, cred, sau... Deci are 1, 2, 3, 4, 5, nu, deci 1, 2, 3, 4, 5, uite aici, o să-i pun așa, deci și aici, tot la fel, 1, 2, 3, 4, 5, și acolo ar trebui, atât, și... A, aia nu trebuia spartă, dar nu. Nu totul e perfect. Așa. Și aici tot la fel. 1, 2, 3, 4, 5. Și evident că n-aveam pickaxe-ul în mână. 1, 2, 3, 4, 5. Cum să arate mai fain. O să fac geamul ceva de genul ăsta. Da, da, da. Arăta destul de fain. Așa. Ia să vedem cum arată. Ia asta și să iau și de aici. Să fac de la același nivel. Ăsta aici, ăsta aici, frumos. Așa. Acum o să urcăm. O să urcăm să vedem cum facem cu aici la nivelul ăsta. Să mai punem un geam aici. Cred că o să mai pun aici un geam. Uite aici, un geam de între asta mic. Mic, micuț. Ăsta aici nu pun, aici. E bine, am greșit, ca de obicei. Greșesc. Acolo. Și aici. Așa. Așa, cam așa o arată momentan. O să continuăm chestia asta pe live pentru că nu prea mai am timp sau în următor episod. Ia să vedem cum arată momentan. Arată super fain, iar aici în spate o să tăiem toți copacii și o să facem o întindere de grâu. O să fie super, super fain, o să arate giugiuc. Încă nu am idee cum să fac elicea aia, dar o să vedem pe următorul clip. Deci, băi, fraților, vă mulțumesc de vizualizare, eu am fost Alenițiu, nu uitați de un share, subscribe și toate cele. Noi ne revedem data viitoare și v-am pa, ceau, bă, fraților, pa, pa!